revenim acum la copiii care au reușit să le surprindă pe invitatele noastre, doar că de data aceasta îi vedem în formula lărgită. Aproape 200 de puști cu vârste între 5 și 18 ani s-au pregătit intens în ultimele 3 luni să-și facă debutul în actorie și nu oriunde, ci chiar pe scena Teatrului Național București. Timp de 4 zile vor juca numai puțin de 12 spectacole, cele mai multe dintre ele create de la zero de către cursanți, împreună cu trainerilor. Și printre traineri am găsit-o și pe fosta noastră invitată, ventrilocul Crina Svobodă. Iar Raluca Bădică ne arată acum ce a ieșit. Să vedem! Iosif și Maria, de departe au venit și s-a întâmplat acolo ceva nemaipomenit. Cum se numește spectacolul? Dacă aș fi Moș Crăciun se numește. Și cu cine ați repetat pentru spectacolul ăsta? Cu profesoara noastră Crina și profesorul nostru Valentin. Crina, nici nu te mai văd așa între atâția copii minunați. Hai să lăsăm asta un pic jos, să vedem și pe Crina. Ei sunt sufletul spectacolului. Eu și Valentin Paraschivu am îmbrăcat așa un pic tot sufletul ăsta frumos al copiilor. Aveți emoții? Avem foarte mari emoții. Din punctul meu de vedere, pentru mine acum emoțiile sunt mai mari decât atunci când urc eu pe scenă. Spune-ne de spectacol. Tu ești trainer, da? Sunt trainer, da, la Academia Studiourile Buftea, alături de alții actori cunoscuți și talentați. Suntem aici niște traineri super dedicați, care am realizat niște spectacole cu peste 200 de copii din mai multe grupe, 12 spectacole. Teatrul este actorie. Actorie. Ce? Teatrul pentru mine este un loc în care pot să apar chiar la cinema, cum mi-am dorit foarte mult, și la teatru pot să și înveți cum să îți întreci fricile. Aveți emoții? Da, no! puține. Foarte puține. Eu am discutat cu Valentin și cu Crina și mi-au zis că eu le-am zis atunci că când eram mică sau de obicei aveam trag de scenă și că prima dată când am venit au zis că nu mai am. Și acum mai ai? Nu, dar am emoții așa. Vine Moș Crăciun? Da. Nici nu v-am auzit. Vine? Da! Și ce vă aduce? Ce vreți să vă aduce? Cadouri! Cadou. Ce vrea el? Salt de box. Vrei un salt de box? Da. Tu? Haine. Lunchpad. O carte cu 52 de etaje. Aici? Cărți. Și tu? Eu aș vrea lup, figurine și cărți despre lup, pentru că e animalul meu preferat. Eu aș vrea să primesc o păpușă care o cheamă Ceanga. Vai, și tu? Jucărie. Jucărie? Ce jucărie? Oricare. Au fost grele textele? Le-ați învățat? Le știți? Da! Au fost grele. N-au fost. Au fost foarte ușoare. O iubiți pe Crina? Da! Să fie totul bine, Crina, felicitări pentru tot ceea ce faci și aș vrea în încheiere să-mi spui tu cum se închide scena. Maria o să ne spună cum se închide piesa aceasta de teatru. De unde? O să zici replica, puiule. Tu ce-ai face dacă ai fi Moș Crăciun? Sărbător!